Miercuri, liderii PSD și ALDE au semnat un protocol de colaborare în vederea alegerilor locale. Potrivit documentului semnat, PSD și ALDE vor încheia alianțe în plan local, acolo unde vor considera necesar pentru alegerile din iunie 2016, inclusiv candidați și liste comune în vederea maximizării rezultatelor electorale. Protocolul a fost un subiect abordat joi în cadrul conferințelor de presă, atât de liderii PSD Dâmbovița, cât și de liderii ALDE Dâmbovița. A semnat de către Partidul Social Democrat protocolul de colaborare cu ALDE. Protocolul are trei puncte foarte clare și foarte distincte. Permite Partidului Social Democrat și formațiunea ALDE să încheie alianțe electorale, să decidă în comun asupra unor candidaturi, fie pe liste comune, fie separat. Prevede de asemenea ca după alegeri cele două formațiuni politice vor colabora și își vor acorda susținere reciprocă pentru alegerea viceprimarilor, a președinților de consilii județene și permite foarte clar că funcție de rezultatul alegerilor locale să încheiem un alt protocol pentru participarea la alegerile parlamentare. Avem libertatea de a încheia protocol punctual cu Partidul Social Democrat. Aș vrea să subliniez că vom analiza cu mare atenție acest protocol și oportunitatea de a încheia acest protocol cu Partidul Social Democrat. Vom discuta în interiorul partidului modul cum se va încheia protocolul cu PSD-ul și vă vom anunța la vremea respectivă ceea ce am stabilit. Aș vrea să menționez faptul că ALDE vrea să-și mențină identitatea și după încheierea acestui protocol și nu să se pierdă în amalgamul ăsta de situații electorale. Este vorba despre un protocol de colaborare și nu despre o alianță. Se tot amestecă termenii și nu, nici pe departe nu-i realitate. Deci e vorba de un protocol de colaborare între cele două partide, tocmai pentru a atinge obiective comune și pentru a avea chiar a continua anumite proiecte derulate într-o coaliție cu PSD-ul. Să nu uităm faptul că dacă vreți la nivel european, chiar mondial, guvernările nu mai pot fi de extremă, fie ea stânga sau dreapta. Sunt guvernări care împletesc și, dacă vreți, doctrină liberală și socială, sunt împletite. Exemplu a fost și vechea guvernare, din care am făcut parte și noi ca partid. De asemenea, PSD și ALDE vor stabili după locale condițiile de realizare a unei alianțe electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2016, se precizează în protocol.